Salut! Astăzi vreau să vă arăt cât de afectați sunt merii vecinului meu. Păduchele roz al mărului. Acest dăunător iernează în stadiul de ou sub scoarță sau în crăpăturile scoarței. Păduchii se localizează pe partea inferioară a frunzelor unde se hrănesc cu sucul acestora. Frunzele atacate sunt puternic deformate, se gofrează, se încrețesc pe partea superioară a limbului foliar și se înroșesc. La infestări masive, capacitatea de fotosinteză scade foarte mult, fiind influențat negativ atât rodul pentru anul în curs, cât și pentru anul următor. Eu la această boală fac tratamente cu Mospilan. Observăm că frunzele sunt roșiatice, iar cele care încă nu s-au înroșit sunt răsucite, sunt gofrate, prezintă torsionări puternice, pentru că păianjenul a înțepat frunzele, le-a afectat și ele acum cresc deformate, malformate, fără a mai avea un aspect natural, normal, al frunzei normale. Focul bacterian. Atacul se manifestă primăvara, în primele simptome de boală apar pe inflorescențe și lăstari. Florile atacate se ofilesc, se brunifică și cad după ce s-au înnegrit. Pe vreme umedă și călduroasă, boala progresează foarte rapid pe lăstari. Aceștia se veștezesc și se brunifică. Pentru acesta, eu fac un tratament cu ceamp și funguran. Pentru că prezentarea mea este succintă, vă las alăturat schema completă pentru tratamente a Institutului Pomicol Mărăcineni. Puneți stop pe imagine și consultați foarte bine această schemă. În concluzie, schimbările climatice își spun cuvântul. Bolile și dăunătorii sunt din ce în ce mai rezistenți. Atacurile sunt din ce în ce mai virulente și este nevoie să intervenim urgent în plantațiile, în pomișorii noștri pe care îi avem în curte. Pentru că fără tratamente, cu siguranță, vom pierde acești pomi. Dacă nu în integralitatea lor fizică, vom pierde recolta și vom pierde astfel ocazia să consumăm niște fructe sănătoase, fără patogeni. Așa că sfatul meu este să facem tratamentele prescrise de către specialiști. Așa cum am mai spus-o, eu mă ghidez foarte mult după ghidurile publicate de Institutul Pomicol Mărăcineni Argeș. Atât pentru astăzi, până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.